Bun găsit! Suntem într-o eră în care manifestările sunt mascate. Am ajuns să ne manifestăm prin emoticoane pe Facebook. Suntem veseli, suntem triști, îmbrățișăm, zâmbim sau plângem folosind câte o față haioasă sau vreun animăluț care să simuleze ceea ce ne-am dorit noi. Nu mai avem contact real cu cei pe care îi apreciem. Iar când suntem față în față, de cele mai multe ori nu manifestăm respectul și aprecierea. Când suntem față în față, unii dintre noi aleg să-și manifeste ura, frustrările, nemulțumirile într-un mod efervescent, negativ. Este trist că mai des auzim huiduieli, țipete, scandări dure decât aplauze, cuvinte frumoase, cuvinte amabile, încurajatoare, cuvinte și manifestări care să scoată ce este mai bun din noi. De ce mereu trebuie să se pună accent pe ce este mai rău din noi? Și de ce trebuie să fie favorizate situațiile tensionate, lipsite de sentimente și emoții, sincere de apreciere și respect? O manifestare a bucuriei și a aprecierii o reprezintă aplauzele. Știm cu toții că aplauzele sunt bătăile din palme, iar prin aplauze sau prin bătăile palmelor se obține un zgomot. Dar nu mereu, atunci când se bate din palme și nu peste tot în lume, a bate din palme înseamnă bucurie sau apreciere. În unele locuri se bate din palme atunci când se dorește a fi semnalată o greșeală. Sunt jocuri în care se acceptă aplaudatul doar cu vârful degetelor, mărunt, cum ar fi golful. Iar persoanele cu deficiențe auditive nu aplaudă niciodată sonor. Probabil că ați văzut cum cei mici, copiii, au cumva instinctul de a bate din palme atunci când văd sau aud ceva care le place. Știați că în antichitate romanii nu aplaudau la spectacole, ci fluturau togile și pocneau din degete. Se spune însă că printre primii care au folosit artificiul aplauzelor pentru a obține mai mult zgomot în mod apreciativ în public a fost împăratul Nero, care angaja oameni care să aplaude special în piesele sale de teatru. În secolele trecute exista meseria de aplaudator profesionist, sau cum se spune în franceză, le clac, adică acea persoană angajată la spectacole, teatru sau operă, care dădea tonul și susținea îndelungat ovațiile. Și ca o paranteză, mai erau și les rieurs, cei care râdeau, sau les pleureurs, cei care plângeau, cei care aveau rolul bine stabilit să râdă sau să plângă în momentele esențiale pentru inducerea diverselor sentimente în sală. Dar acest lucru nu ne este străin pentru că există variantele moderne, mai ales în cadrul emisiunilor TV cu public. Aplauzele sunt un fenomen care se ia molipsitor, pentru că dacă o persoană aplaudă într-un moment bun, bine ales, și alte persoane vor începe să aplaude. S-a constatat că există două mari tipuri de aplauze, bătutul din palme în sincron și aplaudatul de la sfârșitul spectacolului. Știm că aplauzele înseamnă zgomot, iar acest zgomot poate să fie organizat sau dezorganizat. Când aplaudăm sincronizat, încercăm să ținem colectiv un ritm al muzicii sau al unei scandări, iar sunetul reieșit este cumva mai scăzut. Atunci când aplaudăm fiecare cum ne vine, de exemplu atunci când suntem entuziasmați, apare zgomotul dezorganizat cu o intensitate mai mare. Aplauzele desincronizate se întâlnesc la sfârșitul spectacolelor și sunt ca un fel de întrecere instinctivă în a face zgomot mai mare decât ceilalți. Oamenii sunt mai emoționali în comunicare, iar aplauzele sunt partea comunicării non-verbale. Astfel că tendința este să aplaudăm la terminarea unui film, la cinema, la aterizarea unui avion, când sunt spectacole în aer liber, iar ele exprimă susținerea de apreciere sau trecerea cu vederea unei greșeli. Din punct de vedere al bunelor maniere, este frumos și politicos să arătăm aprecierea și respectul, dar să nu încurcăm și să nu distragem atenția celor implicați în vreo acțiune prin aplauzele noastre. Se mai practică și aplauzele în picioare, care este totuși rezervat situațiilor speciale doar la finalul spectacolelor. Dar în cazul concertelor de muzică clasică sau al spectacolelor, ori recitalurilor de operă, există o etichetă riguroasă cu rolul de a nu strica atmosfera și concentrarea artiștilor. Astfel, nu se aplaudă între acte, ci doar la sfârșitul spectacolului. În cazul concertelor la care se cântă piese separate, iarăși nu e indicat să se aplaude la sfârșitul fiecarei piese.
Publicul nu trebuie să se grăbească cu aplauzele. Trebuie să aștepte să se termine piesa. Nu se bat palmele în sincron după ritmul muzicii. Este lipsă de respect pentru artistul de pe scenă și pentru munca sa. Plus că artistul este distras de la ceea ce are de făcut. La concertele din sală trebuie să ținem cont să nu deranjăm vecinii din sală și nici artistul de pe scenă. Aplauzele din timpul derulării muzicii denaturează sunetul și spectatorii nu se mai pot bucura de aceeași calitate a concertului. Dacă artistul solicită interacțiunea cu publicul și roagă publicul să aplaude, atunci publicul este liber să se manifeste frumos, civilizat, prin aplauze, neîncălcând nicio regulă de bune maniere. Pentru concertele în aer liber, regulile nu sunt așa de stricte cum sunt cele pentru concertele din sală. În aer liber se desfășoară și jocurile de pe stadioane, iar acolo cred că este mai mare nevoie de aplicarea regulilor de bune maniere. Iar suporterii ar trebui să lucreze la ceea ce înseamnă stăpânirea de sine, asta pentru a nu pune în pericol viața celorlalți suporteri și privitori, doar pentru că sunt ei supărați că echipa lor a luat bătaie. Nu uitați! Manifestați-vă bucuria și aprecierea prin aplauze într-un mod manierat. Sunt Andreea Mocan și vă mulțumesc pentru timpul acordat.